Misionar la pusul vieții La pusul vieții, zicea Müller, aruncând o privire asupra anilor scurși e departe de a-și imagina că Dumnezeu îi va cere încă mai bine de 20 de ani de serviciu activ în afara Bristolului, un serviciu misionar peste mări, așa cum își dorise o dinioară. În cinci rânduri, în timpul celor opt ani care au urmat după convertirea sa, Müller a încercat să plece în misiune. De fiecare dată, Dumnezeu i-a barat calea. Acum, unii alta este gata. Dumnezeu l-a îmbogățit din toate experiențele făcute în serviciu viciul său și îl va trimite. Iată cum este condus Müller în această nouă sferă de activitate. Doamna Müller se îmbolnăvește atât de grav încât își fac griji pentru viața ei. Ea se restabilește, apoi se impune o schimbare de aer și pleacă amândoi în insula White, unde Mueller predică în parohia unui frate în Hristos. Acesta, deși având o mare experiență în predicare, este foarte uimit auzindu-și prietenul și îi zice că ziua în care i-a auzit prima a predică a fost cea mai fericită zi din viața sa. Această remarcă pătrunde în gândirea lui Miuler și el întrevede posibilitatea unei lucrări de predicare dincolo de hotarele Bristolului. Începând cu 1832, el predică aproape exclusiv în Bristol, unde îl rețin obligațiile față de lucrarea pe care a întemeiat-o. Dar, în prezent, nu se duce lipsă de frați capabili și experimentați la Bethesda. James Wright, ginerele său, și-a dovedit aptitudinile. El este capabil să conducă singur orfelinatele și instituția pentru cunoașterea Bibliei. De aceea, Müller se întreabă dacă Domnul nu îl cheamă să-și consacre ultimii ani de viață unei lucrări de predicare itinerantă. Imediat începe să caute călăuzirea Domnului cu privire la aceasta, se roagă îndelung, cum face din totdeauna, temându-se să ia o decizie care să nu fie după voia lui Dumnezeu. În timpul acestei perioade de așteptare, îi se pare că într-adevăr Domnul este cel care îl cheamă la acest nou apostolat. Lucrarea din Ashley Down este atunci universal cunoscută și el era cu adevărat un mesaj pentru Biserica Universală, lunga sa lucrare, corespondența voluminoasă, mărturisirile pe care le găsește uneori în scrisori, numeroși vizitatori atrași de orfelinate și de fondatorul lor, toate acestea adăugate propriei sale experiențe care îl ajută să înțeleagă punctele slabe ale predicării în general și insuficiența creștinismului Majorității creștinilor, lipsa lor de supunere, anemia lor spirituală. Atunci, sub privirea lui Dumnezeu, se decide 1. Să predice Evanghelia în simplitatea ei și să arate că salvarea nu se întemeiază pe sentimentele sau pe credința noastră, ci pe lucrarea îndeplinită de Hristos. 2. Să-i facă pe creștini să înțeleagă ceea ce le dă salvarea. Atâția credincioși și chiar atâția păstori ignoră pacea și bucuria pe care o dă Domnul. Ei nu pot deci să le dea altora. 3. Să-și dea o să-și conducă ascultătorii la Biblie ca să descopere bogățiile pe care le cuprinde ea, ca să evalueze toate lucrurile după acest criteriu divin, ca să mediteze zilnic asupra scripturilor și ca să se supună învățăturilor din ea. 4. Să pledeze cauza iubirii frățești printre credincioși, încurajând pe toți cei care iubesc același învățător și se încred în același salvator, să se ridice deasupra barierelor care împiedică comuniunea frățească. Deși nu sunt de acord cu toate părerile și practicile acestor frați, spunea el, mă duc totuși printre ei, căci am simțit de mulți ani cât de întristat trebuie că este Domnul din cauza neunității care domnește între discipolii săi. De aceea am căutat ca în măsura slabelor mele mijloace să-i unesc pe toți credincioși adevărați. Și cum este imposibil să o fac dacă stau departe de frații și surorile noastre în Hristos, până ce văd și ei în toate punctele ca și noi m-am dus în mijlocul lor și m-am asociat cu ei, în măsura în care nu mi s-a cerut nimic pe care să nu-l fac cu conștiință curată. 5 să lucreze pentru întărirea și dezvoltarea credinței credincioșilor, îndemnându-i la o încredere mai simplă, mai copilărească, mai adevărată, mai de nezguduit în Dumnezeu, care răspunde invariabil la rugăciunea făcută cu credință când aceasta se sprijină pe promisiunile categorice, precise din cuvântul său. 6. Să arate că creștinul trebuie să se despartă, să se separe de lume, să moară față de lume, dar i pune și în gardă împotriva exagerărilor fanatismului religios. 7. Să îndrepte privirile ascultătorilor săi spre speranța binecuvântată a revenirii Domnului Isus. El li a reaminti în același timp adevăratul caracter al dispensației actuale, în timpul căreia Dumnezeu adună din mijlocul națiunilor Biserica Militantă, care este soția mistică a lui Hristos, astfel ar reaminti creștinilor care este poziția Bisericii în raport cu lumea. Primele călătorii de predicare în 26 martie 1875, Müller părăsește Bristolul, însoțit de soția sa, ca să spună bisericii și lumii experiențele fericite pe care le-a făcut cu grația și cu fidelitatea lui Dumnezeu. În două luni vorbește de 70 de ori în public, în Brighton, Londra, în tabernacolul lui Spurgeon, în Newcastle, on Tyne. Numărul ascultătorilor depășește adesea o în trei rânduri, vorbește înaintea a vreo 3000 de persoane. La sfârșitul anului, Mueller împlinește 70 de ani. A treia călătorie durează și aproape un an. Începută în 16 august 1876, se termină în 25 iunie 1877. Ea ne interesează în mod special pentru că de această dată Müller își îndreaptă pașii spre Europa și vizitează Franța, Elveția, Germania și Olanda. După ce a lucrat câteva săptămâni la Ashley Down și a rezolvat problemele diferitelor sectoare ale Institutului Biblic, scrie doamna Müller, după ce a predicat regulat în cele trei capele din Bristol, el fiind unul dintre pastorii lor, domnul Müller întreprinde a treia sa călătorie, simțindu-se chemat de domnul să lucreze în serviciul Evangheliei în Elveția și Germania. Rămâne vreo 10 zile la Paris, unde predică de 5 ori în engleză la capela din strada regală. La 1 septembrie, Müller vorbește în germană la Biserica Liberă. Sunt 31 de ani de când nu mai predicase în această limbă. Numărul ascultătorilor este atât de mare că trebuie să țină un al doilea serviciu la Biserica Franceză, al cărei local este mai mare. Își continua turneul de predicări la Zürich, apoi în Germania și Olanda. După a trei călătorie găsim în jurnalul lui Mueller acest scurt rezumat. Am predicat de 320 de ori în 68 de locuri diferite. Pretutindem fusesem invitat, căci lucrările și scrierile mele sunt cunoscute pe continent la fel de bine ca în Anglia. Pretutindem, bine binecuvântarea lui Dumnezeu mi-a soțit pașii într-un mod evident, ceea ce mă încurajează să perseverez în această lucrare cu cuvântul și să-mi folosesc apusul vieții, mergând din loc în loc, din țară în țară, cât timp îmi va da Domnul putere și va deschide calea înaintea mea. În timpul absenței noastre, totul a mers bine în Bristol, ca și când am fi rămas acolo. Când este necesară părerea mea, o transmit prin scrisoare și în fiecare săptămână Domnul îmi scrie o dată sau de două ori. Țin să fac observația că serviciul meu de predicare itinerantă nu depinde de lucrarea din Bristol. Nu am întreprins aceste călătorii pentru a colecta fonduri, ci numai pentru a împărtăși creștinilor și mai ales celor tineri experiența mea și cunoașterea mea despre cele divine și ca să vestesc Evanghelia celor neconvertiți. Nu fac nici măcar aluzie la Institutul nostru decât dacă mi se cere. În lumea nouă, a patra călătorie Canada și Statele Unite, 18 august 1877, 8 iulie 1878. La revenirea noastră din Europa am petrecut câteva săptămâni la orfelinate, scrie doamna Müller. Totul mergea bine acolo. După ce ne-am rugat mult timp, domnul Müller s-a decis să răspunde de data aceasta invitației colective pe care o primise din America, astfel că în 18 august am ajuns la Liverpool, ca să ne îmbarcăm pentru Canada. În cursul acestei călătorii, domnul și doamna Mueller sunt invitați la Casa Albă, unde sunt primiți cordial de către președintele Hayes și soția sa, care le pun multe întrebări despre orfelinate și despre toată lucrarea lor. În Carolina de Sud, camera reprezentanților cere lui Müller să-i deschidă deliberările prin rugăciune. În diverse locuri, Mueller îi întâlnește pe foștii lui orfani. La San Francisco, unul dintre ei a fost mijlocul de convertire a mai multor persoane. În această patra călătorie, Mueller a vorbit de 308 ori în public și a făcut 30.000 de kilometri pe uscat și pe mare. Am predicat la Quebec și în toate orașele principale ale Statelor Unite. În mai multe rânduri și la cererea specială m-am adresat unui auditoriu exclusiv compus din pastori. Ei erau adesea între 100 și 200, dar uneori chiar 300, iar odată 500. Vorbeam în general timp de o oră sau peste, apoi îmi puneau întrebări în problemele care interesau mai mult. Eu consider că aceste întruniri speciale au fost printre cele mai importante din acest turneu. Am avut de asemenea ocazia să vorbesc în universități, colegii, seminarii și în fața unor adunări de 500 până la 2500 de lucrători creștini. Am predicat de 299 de ori în engleză și de asemenea în germană printre cei din națiunea mea, înaintea congregațiilor de alte și negri și în biserici din toate denominațiunile, căci eu îi iubesc pe toți care îl iubesc pe Domnul Isus Hristos și încerc tot mai mult să mă unesc cu copiii lui Dumnezeu. Am predicat printre episcopalieni, prezbiterieni, congregaționaliști, metodiști, luterani și baptiști. Pretutindeni se deschideau porțile și eu intram prin ele cu bucurie, deoarece nu se cerea nimic care să fie contra conștiinței mele. Totul a mers bine în Bristol în timpul absenței mele. Unele ziare au publicat faptul că primisem sume mari de bani în America pentru lucrarea din Bristol, ceea ce este fals. Ceea ce mi-a fost dat în acest scop n-ar fi de ajuns ca să acopere jumătatea cheltuielilor dintr-o singură zi. În Europa. A cincea călătorie, Elveția, Franța, Spania și Italia, din 5 septembrie 1878 până în 18 iunie 1879. În timpul acestui turneu de predicare am vorbit în engleză și germană, dar și în franceză, după ce mă ocupasem câtva timp cu învățarea acestei limbi. În Spania și în Italia m-am servit de una din aceste trei limbi, care erau traduse în spaniolă, respectiv italiană, dacă lucrul acesta era necesar. I-a lui Dumnezeu. Dumnezeu ca să-mi bine binecuvântări foarte mari în această călătorie de predicare. În Elveția am avut cea mai călduroasă primire. Aș dori mult să văd cu ochii mei școlile care sunt întreținute de mulți ani de către institutul nostru din Bristol și aș vrea să iau contact cu lucrarea misionară căreia i-am trimis atâtea mii de lire sterline într-o perioadă de 10 ani. Am avut o ședere de 10 zile în Barcelona. În acest oraș am avut bucuria să întâlnesc mulți frați în lucrarea Evangheliei pe pământul Spaniei. Am vizitat cele 10 școli ale noastre, al căror director este domnul Payne. Ele sunt frecventate de 756 de elevi, aproape toți catolici. Părinții lasă la noi, în ciuda amenințării să preoților pentru că apreciază mult învățătura care este în ele. Până la marginile lumii, a șasea și a șaptea călătorie au ca scop America și Canada. Plecați în august 1879, domnul și doamna Mueller observă la întoarcerea din prima călătorie că rămân 154 de invitații scrise, cărora nu le-a putut răspunde. De aceea traversează din nou Atlanticul, revenind în Anglia de abia în mai 1881. În timpul acestor călătorii, Dr. Pierson îl întâlnește pe Mueller și îl invită să predice la Detroit. El va deveni unul dintre cei mai buni biografi ai lui Mueller. În timpul unei călătorii în America, nava se află prinsă într-o ceață deasă aproape de țărmul estic. Zilele trec, vaporul nu mai înaintează, atunci Mueller se duce la capitan. Domnule capitan, am venit să vă avertizez că trebuie să fiu sâmbătă după amiază în Quebec. Era deja miercuri, imposibil. Dacă vaporul dumneavoastră nu mă poate duce acolo, reia Mueller, Dumnezeu va găsi un alt mijloc. N-am lipsit niciodată de la o întâlnire în 50 27 de ani. Aș dori mult să vă ajut, dar nu văd ce aș putea face. Coborâți cu mine, o să ne rugăm. Dar, domnule miular, ați văzut ce deasă este ceața? Eu nu mă uit la ceață, ci la Dumnezeu care stăpânește ceața ca și toate împrejurările vieții mele. Doamne, s-a rugat el, ridic această ceață în cinci minute. Tu știi că sunt așteptat sâmbăta viitoare în Quebec. O rugăciune de copil de nouă ani, va zice mai târziu capitanul, care a vrut să se roage la rândul său, dar Müller i-a pus mâna pe omăr. Nu merită o steniala. Mai întâi... Nu credeți că Dumnezeu o va face și apoi eu cred că deja a făcut-o. Deschideți ușa, domnule capitan, și veți vedea că nu mai este ceață. Efectiv dispăruse orice urmă de ceață și domnul Müller a fost sâmbăta următoare în Quebec. A opta călătorie, începută în 23 august 1881, a durat până în 30 mai 1882. Miulor vizitează Germania, Egiptul, Palestina, Siria, Asia Mică, Turcia și Grecia. El se adresează pelerinilor ruși care merg în țara sfântă, studenților evreilor, predică în bisericile misionare, în închisori, vestindu pe Hristos în prilejuri potrivite și nepotrivite. În 1882 este un an greu pentru institutul din Bristol. Niște prieteni ai lucrării insistă ca Mueller să rămână în Ashley Down. Ei cred că absențele acestuia sunt cauza scăderii donațiilor. Mueller ascultă sfaturile, dar vrea să caute la Dumnezeu călăuzirea supremă. El a constatat că împreună cu domnul Wright și cu numeroșii săi colaboratori, toate sectoarele lucrării n-au încetat să se dezvolte armonios și să aducă roade. Pe de altă parte, Dumnezeu își dă în mod evident binecuvântat asupra lucrărilor sale misionare de-a lungul și de-a lumii. În fine, el are convingerea tot mai mare că trebuie să îndeplinească lucrarea pe care o cere Dumnezeu în ultimii ani ai vieții sale. De altfel, chiar absent, rămâne legătură cu Institutul din Bristol și rugăciunile sale din orice loc s-ar înălța la Dumnezeu au atâta valoare ca și de la Bristol. Dar pentru el motivul suprem este acesta. Să admită că prezența sa la Bristol este necesară bunului mers al lucrării, înseamnă să se pună în opoziție directă cu principiile care i-au determinat fondarea. Adevărata încredere în Dumnezeu nu se lasă zguduită de împrejurări sau aparențe. Iată de ce, în ciuda sfatului afectos al prietenilor Institutului, care sunt și donatori, Miulor crede de bine să pornească la drum pentru a face dovada, dacă mai este nevoie, a faptului că prezența cuiva nu este necesară pentru ca Dumnezeu să-și facă lucrarea. El își continuă, deci, activitatea misionară și face încă 9 călătorii în timpul următorilor 10 ani, adică până în 1892. Ultimile călătorii în 1882 vizitează Europa Centrală, Austria, Ungaria, Boemia, Polonia și Rusia. În 1883 se întoarce spre India și scrie cu privire la aceasta La puțin timp după convertirea mea în noiembrie 1825 încercasem să plec misionar în India și în cei 8 ani care au urmat m-am oferit în patru rânduri, într-un mod foarte serios și cu rugăciune dar degeaba. Cu cât mă rugam mai mult, cu atât devenia vădit că Dumnezeu voia ca eu să rămân în Anglia și acolo să lucrez pentru el. La 79 de ani, deci la vreo 50 de ani de la ultima mea ofertă de plecare, am vorbit din nou Domnului despre India și de data aceasta el mi-a împlinit cereria. La bordul vaporului care îl ducea în India, în porturile unde se făceau escale, apoi în orașele vizitate, pretutindeni Müller evangelizează predică, întărește pe frați. Este deosebit de emoționat la vederea mulțimilor fără Hristos, mai ales în Benares, oraș sfânt al hindușilor, cu cele 200.000 de, mi de locuitori ei lui, cu cele 1.550 de temple, cu moscheile, cu fântânile sacre, cu băile de pe malul stâng al Gangelui, cu sutele lui de școli, cu cei 25.000 de, de panditi, învățați care predau în ele și cu milioanele lui de pelerini. Este contactul cu păgânismul și marea dragoste pe care o are deja pentru misiuni și pentru misionari, crește și mai mult. Anii 1884 și 1885 sunt consacrați țării Galilor, Scoției și Angliei. În noiembrie 1885, Mueller are 80 de ani. El pleacă în Australia, China, Japonia și Malaezia. El dorește să-i întâlnească pe misionarii ajutați de Institutul Biblic să-i încurajeze și să-i întărească. Pretutinden pe unde trece, el vestește Evanghelia. În 1887 călătorește în Australia de Sud și vizitează apoi Tasmania, Noua Zeelandă și India. La Calcuta se îmbolnăvește atât de grav din cauza căldurii foarte mari, 44 de grade la umbră, încât soția lui crede că va muri. În timpul unora dintre călătoriile noastre, scrie Müller, am fost expuși la temperaturi foarte aspre. Pe mare am avut de înfruntat multe furtuni, chiar și un taifun. Pe calea ferată am călătorit până la șapte zile și șapte nopți fără întrerupere. În două rânduri am avut mult de suferit din cauza insectelor a țânțarilor în mod special. Pe două dintre vapoarele de clasa întâi cu care am călătorit erau atâția șobolani încât noaptea fugeau peste pasageri. Cu toate acestea, Dumnezeu ne-a ajutat până aici și credem că ne va ajuta până la sfârșit. La Jubalpore, o telegramă domnului Wright îi anunță lui Mueller trista veste a morții fiicei sale. Mueller scrie cu privire la această încercare. O iubeam cu duioșie pe fica mea și lovitura a fost foarte dureroasă, dar pentru ea este capătul încercărilor și durerilor din această viață și este limpede că se simte mult mai bine lângă domnul. despre mine, deoarece am convingerea intimă că toate lucrează împreună spre binele celor ce-l iubesc, pe Dumnezeu, inima mea rămâne într-o pace perfectă. Aș dori ca toți frații mei dragi care trec prin încercare și care n-au înțeles încă adevărul cuprins în acest pasaj din epistola către romani, 8 cu 28, să și-l însușească în sfârșit, astfel ca inima lor să rămână în pace în clipa încercării. În martie 1890, călătorii se întorc la Bristol. A 16-a călătorie îl conduce în Germania și Elveția pe neobositul misionar care are acum 85 de ani, plecat din Bristol în 8 august cu soția sa, se reîntoarce în 5 iunie 1891, ca să întreprindă aproape imediat cea de-a 17-a și ultima sa călătorie în Germania, Olanda, Austria și Italia până în mai 1892 mulți creștini competenți estimează că aceste călătorii misionare sunt lucrarea cea mai importantă din viața sa. Aceste călătorii se întind pe o perioadă de 17 ani, timp în care parcurge 42 de țări și vorbește unor auditorii care depășesc deseori o mie de persoane. Aceste călătorii atrag după ele cheltuieli mari. Sumele necesare sunt primite ca răspuns la rugăciune, așa cum se întâmplă și în celelalte sectoare ale instituției.

Cea de-a doua soție a lui Miolăr este victima unui grav accident, astfel că medicii nu-i mai oferă nicio șansă de salvare. Unul dintre medicii cei mai eminenți din Londra m-a asigurat că nu văzuse încă niciodată până atunci un pacient redobândindu-și sănătatea după o hemoragie ca cea a soției mele. Pentru a treia oară am cerut sufletului meu să fie mulțumit în Dumnezeu să-și găsească bucuria în el și să sărute mâna care m-a rănit. Prin Revelația lui Dumnezeu mi-a fost posibil să o fac. Știu prin revelația pe care Dumnezeu mi-a dat-o despre sine însuși în cuvântul său că el este o ființă plină de iubire, de grație și de dărnicie. Știu de asemenea din experiență personală că această revelație este adevărată. Prin urmare, mi-am găsit bucuria în el. Astfel, el mi-a acordat dorința inimii mele, adică restabilirea sănătății iubitei mele soții. De acum, domnul și doamna Mueller rămân la Ashley Down, unde se instalează într-una din case. Toată viața Mueller a fost un lucrător neobosit și acum continuă să fie tot așa. Sculându-se foarte devreme dimineața, iarnă și vară, el și-a citit deja corespondența până la ora 8, apoi își primește colaboratorii și le împarte în sărcinările. În 1892, un reprezentant al ziarului, Commonwealth Christian, se duce să-l pe Mueller la Ashley Down și el scrie cu ocazia acestei zile următoarele. Mă așteptam să văd un moșniac slăbit cu înfățișare venerabilă și încovoiat sub povara anilor săi. Spre marea mea surpriză, domnul Müller mi-a făcut cu totul altă impresie, cea unei vigor fizice foarte mari, se ținea perfect drept și după cât mi-am putut da seama atunci când m-a însoțit pe coridor, pasul era întins și iute. Fața era austeră, trăsăturile accentuate dezvăluie că trebuie să fie în multe privințe un om de fier totuși știe să zâmbească și când îi se întâmplă, vezi omul sub un cu totul alt aspect. El dă o profundă impresie de demnitate. Manierele îi sunt cale unui prinț, este curtenitor și amabil. Se exprimă în mod clar și simplu, cu un ușor accent german. Iată un om de 86 de ani care conduce cea mai remarcabilă lucrare din lume. Întinderea activității sale se poate măsura numai după simplul amănunt care șapte de secretare numai pentru corespondență. Se întâmplă că se aude această întrebare: Oare Dumnezeu ascultă rugăciunea cel care caută sincer un răspuns în această privință să studieze istoria Institutului din Bristol? Scepticii vor dovezi. iată una, și ea nu este constituită numai dintr-un singur fapt, ci din mii. Ea nu este efemeră, ci se întinde pe mai mult de o jumătate de secol. Dacă faptele au vreo valoare, vreo însemnătate, este Imposibil ca știința să ignore monumentul ridicat de credința lui Mueller: existența orfelinatelor din Ashley Down.